Dispoziție 965 din 16.11.2023. În prezent sunt 6 consilieri prezenți și 7 sunt online, nu? 13. Câte proiecte avem, doamne? Nu 7, nu? 8 plus 200 unitate. Înseamnă că avem 10 proiecte de hotărâri. Și până la punctul ordinea de zi. Proiectul ordinea de zi. Aprobarea proiectului verbal, procesului verbal a ședinței ordinare la data de 19.10.2023. Am discutat în comisie, ați fost de acord. Cine e pentru? Domnul Suciuschi, despre ce vorbim? Bine. Toată lumea pentru, doamne. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Timiș-Făget, avizat de comisia. Domnilor, propuneți. Domnul Anta. Eu sunt. Aici vreau la data viitoare. Adică, da, pe ziua de azi, la început din decembrie. Am zis că, dacă nu, în ședința asta, nu, dar ședința viitoare, că acum nu a fost pregătit, lumea din decembrie are timp să se pregătească. Și propun ca din decembrie să fie propus un alt președinte de ședință. Dacă sunteți de acord. Eu sunt de acord, dacă e să respectăm ordinea de, deci cum suntem trecuți așa, deci ori toți, dacă nu, atunci alegem așa aleatoriu, da, doamna, totuși, doamna secretară, luați ordinea alfabetică și gata. Da, în primul rând, propuneți, domnilor, sau ce, domnului consilier, cum vor. Să respectăm. Păi atunci urmează, atunci cine urmează? Domnul Ioanuș. Ioanuș, domnul Ioanuș. Atunci îi propun pe domnul Antoianuș. Cine e pentru? Domnul Ioanuș e pentru. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate a primarului Comunei Timiș-Făget, începând de la 1 noiembrie 2023, precum și aprobarea statutului de funcții și organizării. Grame în conformitate cu legea 296/2023 privind unele măsuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, vizat de Comisia 1. Am discutat în ședința comisiilor. Dacă cineva ceva mai are de adăugat, să are. Domnilor, atunci cine e pentru? Cine e împotriva? Cine e pentru încă o dată? Nimeni nu e. Nimeni nu. Cine e împotriva? Cine se abține? Câte abținere avem? Una, două, trei, patru, cinci, șase. 6-7. Polaniu avem și în Polan. 2. Da. Abținere în online. Da. 5. Da. E 7. Abțineri, 1 împotrivă. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic general PUC al Comunei Timiș-Făget, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 25/07/2009. Avizat Comisia 2. Știți despre ce e vorba? S-a discutat în ședință de comisie. Cine e pentru? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre prin rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023 al Comunei Timiș-Făget, avizat Comisia 3. Aici este vorba de ce am discutat. Și în comisie trebuie să dăm înapoi niște bani de bursă pe care după aia o să primim înapoi
într-un contul mai mic. Avem adresele și trebuie să facem treaba asta. Cine e pentru? Cine se abține? Cine e împotrivă? Toată lumea. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economică DALI și adevizului general al obiectivului modernizarea infrastructurii rutiere de bază din Comuna Ghimeș-Făgeni, județul Bacău, avizat de Comisia 3. S-a discutat, dar încă o dată, domnul primar, dacă... Este vorba de un grup de drumuri pe care vrem să le depunem la AFIR pentru surse de finanțare. Aici vorbim de drumul Adămaș, ulița Stadionului, strada Fabricii, strada Trandafirului și strada Gării, Hatei, mă scuzați, la Făget, în total de aproape 4 km și vrem să le depunem la AFIR pentru finanțare și e gata DALI-ul. Și apoi o să vedem. Da. Cine e pentru, domnilor? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea trebuie. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului modernizarea infrastructurii rutiere de bază din Comuna Ghimeș-Făgeni, județul Bacău, avizat de Comisia 2. Prima era DALI-ul, acceptarea DALI-ul și al doilea să depunem, să putem să depunem la AFIR. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea pentru. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea adevizului general actualizat la obiectivul reconstruirea fostului punct vamal, cetatea Racoții, Comuna Ghimeș-Făgeni, județul Bacău și a cheltuielilor eligibile ale proiectului. Avizat Comisia 3. S-a discutat despre treaba asta. Aici este vorba de aceeași deviz care am avut pe neeligibil acum aprobat, acum 2 ani, dar din păcate între capitole trebuie să facem niște modificări. A intervenit niște lucrări suplimentare, de exemplu, scara metalică. Trebuie să facem o scară metalică, că avizul CFR-ului prevede acest lucru. Și atunci, între capitole trebuie să mișcăm sumele. Dar valoarea inițială care a fost nu se modifică, numai între capitole se modifică. Luăm din capitolul tare, punem în capitolul celălalt ca să putem să acoperim cheltuielile. Despre asta e vorba. Cine e pentru? Cine se abține? Cine e împotrivă? Toată lumea. Proiectul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli Ghimeș-Făgeni pe anul 2023, avizat de Comisia 3. Am discutat acesta în comisii. Dacă mai ales bugetul SPAC-ului, vorbim aici de serviciu de apă și canalizare, unde nu era prevăzut la începutul anului sumele pentru concediile medicale și trebuie să modificăm capitolele pentru a prevede și acolo sume pentru concedii medicale, având în vedere că am avut o persoană care a concediu medical și nu avem acoperire și trebuie să facem să reușim. Cine e pentru? Cine se abține? Cine e împotrivă? Toată lumea pentru. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor destinate modului și prețului de valorificare a masei lemnoase care va fi recoltată în anul 2023-2024 de pe fondul forestier proprietatea comunei Ghimeș-Făgeni, avizat de Comisia 2. Aici nu știu dacă am discutat tot, dar mie mi se pare aici mi se pare sunt două partizi accidentale. Prețul de APV la o partidă pornește la 127 de lei, celălalt la 112 de lei. Modul de valorificare e pe picior și e cu 152 de lei, un volum de 244 și un volum de 533 e 134. Având în vedere, mă uit la APV aici, că
Volumul arborilor mediu e aproape un metru cub. Și aici arată că lemn de lucru în partida 365 și 74 înseamnă categoria întâia și la 279-366 văd că e 71. Înseamnă că din cantitatea de 534, 71% să facem calcul. Cât? Vreo 360 metri. Zice că 534, 71, e vorba de 380 de metri cu lemn de categoria întâia, lemn gros. Mi se pare că un preț foarte mic, 134. Având în vedere și la alte ocoare, și lemnul de foc se valorifică cu 150 de lei. Voi vedeți dumneavoastră, aici e preț propus, 134 de lei. Dar noi putem să propunem și mai mare, dacă să veniți cu o propunere de eu, care să facem. Că pentru asta nu credeți să facem. Preț eu zic 200 de lei, că avem 70% la unul și la celălalt 74% lemn de categoria întâi. Eu zic că dacă va fi licitație, se va uita la prețul. Nu, dar eu zic lemnul propus și lemnul care, prețul care propunem noi. Că la 152 de lei face un pas, 270, 160 și gata, dacă nu face doi pași. De 154. Eu am părere că 220 la zonă. Asta e părerea mea, apoi dumneavoastră de pornire. Alte păreri? Pentru că în APV, arată că 71% lemn de categoria 1. Dar ce are o pantă de 22 de grade, de exemplu ăsta 534. Nici panta nu e mare. Tărcuța e păruna e pe șanț. 244 de metri cub, 534 e pe tărcuța. Problema e că categoria întâi, lemn de și volumul arbor mediu aproape un metru cub. La unul e 152, la unul e 134. Da. Dar acum... Eu am zis prețul de pornire să fie măcar 220. Ce părere aveți dumneavoastră? 200 să fie așa. Cine e pentru 220? Nu avem informații destul de des. Dar sunt informații. Suprafața, volumul arborelui mediu e 0,93. Adică aproape un lemn e un metru cub. E lemn gros. Și calitatea întâia, 71%. Dar nu știu cum a calculat prețul, că a ajuns la un preț așa. Păi, n-a calculat deloc. El a intrat la prețul de APV cât este? Prețul de APV este 112 lei. Prețul de APV și-o băgat încă 34 de lei. 22 de lei. O băgat peste prețul de APV. Păi am ajutat cu 20% prețul de APV. Asta a fost scoasă la licitație și a fost reziliată. Da. Din păcate, da. Nu spune prețul cu care a fost scoasă la licitație. Cu 350 de lei era scos și a fost reziliată că nu trebuia la nimic. Da. Bun, atunci propun la 200 de lei. Cine e pentru? La amândouă? Da. Să notați acolo 200. Da. Amândouă pot realiza asta de o retrase? Una era rămas în schintele care nu a avut avizul când am votat noi și acum a primit avizul ăsta pe Păriu Șanț și ăsta dincolo a fost reziliat.
Trebuia menționat aici că partida din data de... Da, da, este menționat aici, vedeți, diminuarea pe PVR-ul 270. Anexa de la 350 de lei la 100 de lei. Ce greța pe PVR a fost la judecat de ulterior neziliat. Ce e cu partida 366? 366? Nu se apare. 365? 66. Nu am de mai cerșe. 66. Nu apare. Bun de prețul de la care recoltat în fondul forestier. Aici a greșit. 366. Nu. Așa. Că 366 m-am uitat, nici nu apare. Nu. Am greșit. 366. Era bine. Ăsta pe pârâu șanțe e nou. Destinația modul de valorificare și 366 e de dincolo, care a fost și scrie aici, ia uitați, anexa 1 de la 350 de lei la 100, preța PV cu 20%, care a fost la scos la licitație, a judecat de 10, nu zicem, și ulterior reziliat. Nici o problemă, dar de la 350 am revenit la 200, da. Cred că nu e da. Ceva... Dar chiar 134 era puțin. Da. Dar nu știu de ce o trecut pe rubrică două partis. Nu știu, că fiecare... E posta, asta e aia veche, nu? Nu, 27, nu poate. Nu. Dacă nu se face reinventariere și la pe... Păi reinventariere au trebuit să facă. Au făcut reinventariere. Da? Nu mai trebuie să scrie cea veche, pentru că asta e o partidă nouă, un APV nou, care nu apare. Asta nu trebuie. Asta este ăla vechi. Atunci aici așa este, parcă ar fi două APV. Vedeți că spune APV-ul 279. E corect aici. Aici nu e corect. Aici nu e corect. Că normal mergem pe partida 366, asta nu are nicio... Da, ce au spus doar de 365 și 366, nu au mai menționat. Bine. Cel vechi. Atunci... Cu 100 de lei, toată lumea pentru. Toată lumea pentru, da. Mai avem doamna. Nu mai avem alte. Diverse, dacă aveți. Domnul Suciu? În ce spațiu se află proiectul de la liceu, Codru Gheghimeș? Oricum, Ghimeș, momentan ce informații avem noi de la CNI este în evaluare, nu am primit nici, dar nici, ba, încă constructor desemnat și câștigător nu este. Era în licitație, noi am predat toate actele, avem SF-ul făcut, avem tot, absolut tot, era și în licitație, dar din păcate durează licitația. Așa mi se pare că și acolo trag de timp, având în vedere că nu sunt bani. Deci nu se știe când vor începe lucrările. Încă nu. Da, mulțumesc. Da, mai am un punct. Propun achiziția unui microbus pentru transportul elevilor. Având în vedere că domnul inginer de la ITP că nu mai, n-o să mai primească admis microbusul Bacău 12 sau e foarte luminit și se poate lucra. Se poate... Dar la nu e al nostru. 12 sau... Da, aveți foarte mare dreptate, trebuie cumpărat, eu las la atitudinea dumneavoastră a consilierilor locali, dacă găsim bani, eu am făcut aici și chiar am vrut să discut pe tema asta cu banii, cam cum stăm în momentul de față. În momentul de față stăm în felul următor. Bani lichizi per moment, adică în buget, avem 29.500 de lei, momentan. Cât? 29.000 de lei și 500 de lei. 29, adică 29.000 de lei. Înțeleg. Dacă găsim o sursă și dacă ziceți că banii ăștia să dăm și să căutăm oferte pentru un autobuz, din partea mea putem să facem oricând la orice ori. Din 29.000 de lei. Putem lua noi un autobuz? În leasing sau nu mai știu. Sincer să fiu, nu mai știu. Nu mai pot să fac față, că nu știu ce să fac. Ăsta am zis ca fapt divers și vă zic și altceva. Momentan, ați văzut că terminăm investiția Bolovănișu. Suntem la sfârșit, mai avem de pus parapeți și semnalizările și vopsirea drumului. Și acolo o să mai vină, nu știu ce sumă, știu, undeva la 400.000 de lei. Și cu ăla
per momentan, per total, avem datorie. Dar din 29.000 de lei? Nu, nu mai antic. Către firmele care a lucrat la Bolovăniș, avem datorie cu aia 400.000 de lei, undeva la 3,3 milioane de lei. Sunt facturi înregistrate și intrăm în arierate, adică cu 3,3 milioane de lei. Ca să mă închid eu anul ăsta cumva, în afară de facturile respective, mai am nevoie de 216.000 de lei ce reprezintă respectivele. Plățile ar unor proiectare la CAF, la drumul AFIR, măsurătorile TUPO pe drumurile respective, 2200, măsurători, drumurile forestiere pe care am început să măsurăm ca să preluăm de la stat, 6.000 de lei, 4.500 de lei pentru măsurarea unor terenuri forestiere unde suntem în litigiu cu statul român și trebuia să facem măsurători de vreo aproape 300 de hectare și n-am avut de ales, trebuie să facem ca să nu pierdem procesul. Și vine suma 216.000 de lei. Dacă dumneavoastră, oricine, îmi zice cum să fac, eu așa fac. Și cumpăr orice, la orice, nu e o problemă asta, dar ajutați-mă să găsim o sursă de finanțare. Acolo câți bani are, cât ar trebui să ne dea nouă, ca, păi ca s-am vândut. Momentan, din păcate, nu am făcut o balanță, cam cât o să ne dea, că încă nu am încheiat anul. Nu știu. Că și aici s-a cam vândut. Bineînțeles, conform contractului, trebuie să plătească aia 25% avansul și așa mai departe. Dar, din păcate, și acolo vin, se întâmplă bani. Până la sfârșitul anului trebuie recuperați toți banii care au fost vânduți și scurt exploatați. Exact. Aveți foarte mare, foarte mare dreptate. Nu știu momentan cum să fac. Chiar vă rog frumos să ne ajutați. Oricine ce poate, eu accept orice ajutor și cumpărăm. Mâine. Da, și o variantă și leasing-ul. Și copiii au nevoie. Și dacă școala face un leasing, ce beneficii are sau? Școala și poate să facă un leasing școală. Asta nu știu, degeaba zic că nu știu. Dar momentan am zis, momentan conform extrasului... Să nu gândesc dacă se putea făcea. Extrasului, momentan, azi dimineața de 25. Dar eu știu ce trebuie de cineva. Trebuie de cineva. Din ce s-a întâmplat? Și acolo e aceeași. Chiar dacă ar putea, n-are de început. Și acolo e aceeași. Din martie, anul trecut am încasat 2 milioane și ceva din profit și în avans. Cum ar veni? Da? Să vedem anul ăsta cum o să fie. Dar și la banii ăia o să încasăm ce avem de încasat undeva în martie. În primul trimestru, că trebuie să facă execuția, trebuie să facă să depună hârtire, trebuie să noi acceptăm și așa mai departe, undeva mai repede de martie nu s-a avans. Nu se poate dacă se face o calculare. Exercițiul financiar trebuie să fie depus conform legii la ANAF, înregistrat și după aia poate să fie. Cât plătim pentru amenajarea? Păi cât am votat atunci? Nu e așa scump? 100 și ceva de mii de lei? 200 de mii de lei? Foarte, nu-i scump, dar foarte mult, că noi avem numai 30 față de 30. Da. E da. Foarte mult. Din păcate, cam așa stă treaba. Nu știu. Eu știu și înțeleg foarte bine. Ați văzut ce autobuze am avut noi. Am pus toate la dispoziție. Toată lumea merge, toată lumea. Cărăm și cu mare, și cu mic, dimineața, după masă. Nu contează. Dăm autobuzul la oricine, adică pentru copii, facem. Dar ajutați-mă să găsim o soluție clară, fiabilă și să putem să și plătim. Că aici vorbim de o investiție, dacă nu mă înșel, trebuie un autobuz de 19 persoane, minim, nu? Da. 19 persoane,
care, părerea mea, încă nu m-am mutat, sincer să fiu, dar cred că depășește 100 de mii de euro investiția. Dacă este 4x4, da. Dacă nu are 4x4, atunci și unde nu mai este? Că instituțiile, știți foarte bine, trebuie să cumpere noi. Da. Dacă cumpără. Dacă nu cumpărăm noi... Se găsește și 80 de mii, dar într-adevăr, depinde de dotări. Dacă are 4x4, mai scump, dacă... Nu. Și poate achiziționează și Consiliul Județean, știți că era... Păi, dar atâta hârtie am trimis, doamnă, și atâta hârtie am semnat și cu ei, și cu mediul, și cu toată lumea. Am montat... Am montat, doamnă, știți foarte bine, am cumpărat pe banii noștri două stații, că așa a zis că dacă cine are stații ne dă autobuze electrice. Și știți unde e problema? Acum toată lumea nu vorbește în televizor, dar știți unde e problema? Capacitățile constructorilor autobuzelor electrice n-au capacitate la nivel mondial. Trebuie să aștepți un an minim pentru un autobuz. Și de-aia trebuie așa foarte mult livrările. Achizițiile făcute, că la nivel de stat trebuie să facă achiziții, să dea comandă, hotărâre de guvern și așa mai departe. Aici e problema. Noi am montat, că noi ce depinde, am făcut fotografie, am făcut adresă, noi avem, avem, numai să vină autobuse. Înseamnă că, când o să avem bani sau găsim o soluție, când găsim o soluție. Eu aștept, eu mâine fac orice ce, dar numai să ne ziceți cum să facem. Când te luăm ca altfel varianta leasing-ului, cum spuneați mai putem să luăm și varianta leasing-ului. Trebuie interesat, trebuie văzut cât e leasing-ul, cum se poate și când e, atunci mai discutăm, că n-are rost să discutăm două ore, că asta e. Dacă sunt bani, luăm, dacă putem leasing, luăm în leasing. Chestiune, bineînțeles, trebuie să luăm în calcul și treaba asta, dar trebuie să luăm în calcul când construim bugetul în ianuarie, trebuie să luăm calcul că neapărat trebuie să luăm un împrumut. Domnilor, proiectele care sunt câștigate și așa mai departe, nu o să avem din ce să finanțăm. Statul nu o să dea bani pentru a susține finanțările. Trebuie să ne gândim bine cum e împrumutul cu ce dobânzi. Da. Și dacă poți să... Și dacă poți să faci înapoi. Înapoi. Da. Se poate lua, dar trebuie văzut cu ce dobânzi. Da. Bine, cu asta am terminat. Domnul, no. Aveți ceva? Domnul Ieșan, aveți ceva? Acolo, pe Tărâușa, a trebuit să facem ceva cu șanțul, că arată dezastruos. Domnul... Acolo, pe Tărâuș, cu șanțurile, o să punem mâna pe lopată fiecare gospodar care... Și pământul și... Deci e o lângă... Deci asta e lege. Cine nu știe, atunci trebuie explicat. Și dăm și lângă DN și am votat și noi în gospodările acum de acolo. Da. Am mai discutat, dar am și votat la propunerea domnului Antar. Deci, ești obligat prin lege ca în fața gospodăriei tale, faci curat. Așa cum în oraș trebuie să curețe zăpada în fața blocului, magazinului și așa mai departe, tu, într-un sătuc cum e al nostru, cureți în fața gospodăriei. Că e piatră, că e pământ, că e... Dar și eu în fața casei mele DN-ului, ADN-ului. Trebuie să pună șanțul. Cine să curețe șanțul? Da, unde sunt? În câte locuri să împărțim cele 3-4 oameni? Spuneți-ne. Trebuie să știe fiecare ce a trebuit. E dezastros și se... Ea, da, e vina noastră, e vina noastră pentru că n-am dat amenzi. Am crezut că merge așa pe... Ceva sau să vedem. Dar cu ocazia asta, dacă nu se curăță până pe 15 decembrie, să zicem, atunci începem să mergem să dăm amenzi. Că nu avem de ales. Să nu creadă nimeni în comuna asta că cu 4 oameni, cu 4 muncitori, putem să le rezolvăm toate problemele comune, unde avem numai 57 de kilometri de drumuri neasfaltate și unde avem N probleme și să rezolvăm. Încă vine sezonul de iarnă, n-am putut să facem contract de dezăpăzire, că n-am avut din ce să facem, n-am avut bani. Și în care duminică seara sau când s-a dus să meargă pe Oraniuș. Cum să facem? Cum să curățăm? Da. Șanțul ia omului, domnilor, am făcut drumul, e făcut drumul, e făcut betonat șanțul. Nu suntem în stare să curățăm? Așa se vede. Da, bine. Asta e domnul Dușan, trebuie să curețe fiecare în fața gospodăriei. Altceva mai aveți? Da. Domnul Antar. Nu, mulțumesc. Domnul Vice? Nu, mulțumesc.
Eu, cu ocazia asta, și ați văzut anul trecut, am pornit cu primăria Comunei Dimeș Făget, vă invită la aprinderea primului luminor de Advent, care am organizat și anul trecut, în fața Căminului Cultural, pe data de 2 decembrie, începând cu ora 18. O să avem un program, aceeași program o să avem ca și anul trecut și vă așteptăm cu drag pe toată lumea acolo. La ora 6, da. Uite, de noi au bolanit să ratăm cu un mondo ni se stăm în domeniul bișorie ce mereu că așa trag n-am iert. Cu de dimeș lui tipoga mai ștere hivotol să rata ta mec hivio. Önöket egy közös adventi gyertyagyújtásra december 2-án szombaton este 6 órától, amelyikre szeretettel várunk mindenkit. Lesz lehetőség egy meleg teára meginni utána, lesz lehetőség utána egy kis beszélgetésre. A gyermekeknek viszont lesz foglalkozás a bent a kultúrotthonban melegben, úgyhogy családostól várjuk szeretettel mindenkit. Köszönöm szépen! Nem, ați început procedura? Ce a ușit ce pică? Pentru că s-a interesat cineva când se începe procedura. Deocamdată, prin ordonanța 90, mi se interzice achiziția serviciilor unui expert. Și atunci, cum merge mai în continuare? Cu ce au și cu ăsta? Că am prelungit noi 6 luni, dacă știu bine. Da. Care, hai să zicem că e legal. Dar, în continuare, să se facă atunci fără expert, dacă interzice legea. Ne obligă legea să avem expert. Da, de o altă lege ne obligă ca să achiziționăm expert. Da. Atunci, între două legi, trebuie să luăm una care e bună, știi? Un expert fără plată. Fără plată, un expert fără plată și trebuie început procedura. Da. Că și data trecută problema a fost că n-am început procedura și am ieșit din termen. S-a modificat ordonanța 109. Da, dar acum e modificat. Și atunci cum o să facem acum? S-a interesat niște cetățeni când se începe și când se știe. Și n-am putut să zic, zic că întreb la ședință să văd când începe procedura, că dacă interzice, înseamnă că se face fără el. Nu. Doamna, dacă ceva e interzis, dacă interzise să nu vin la ședință, înseamnă că ședința se ține fără mine, nu? Interzisă plata. Da, interzisă plata. Noi venim în aplicare cu documente pentru aprobarea procedurii, aprobăm profilul, matricea. Asta e. Și dacă vine cineva fără bani, e bine, dacă nu vine și așa, e bine. Da, nu putem să facem ca să plătim la anul. Asta ne interesează, trebuie să luăm legătura cu firma respectivă. Că mi se pare pe 31 decembrie expiră mandatul și ce au și șeful de acum. Da. Dar bine, atâta am vrut să spun că s-a interesat. Vă mulțumesc foarte mult de participare la ședință, vă doresc o zi bună, sănătate și numai bine. Mulțumesc.